Neața bună, prieteni! Neața bună, prietene Man! Prietenul nostru Man a știut că Alex va vinde acest ATV și eu nu stau mult pe gânduri și o să-l iau. Și l-am luat, l-am degresat, l-am uns cu niște cif, să-i dăm o curățare totală, peste tot l-am uns, și pe la motor și peste tot. Ce a făcut băieții aseară? I-a tăiat toba, frate! I-a tăiat toba Alex cu flexul. Ia uite ce a făcut, ce a putut face. Și asta se dădea jos numai dintr-un șurub. Și aici se dădea jos de pe arc ca la Linhai. Și îl făcea imediat. Ia uite ce e aici. L-am uns tot cu soluții. Și acum urmează degresare totală. Să vedem cum se ia. Acum cred că s-o uns destul, să dau drumul la pompă. Să vedem cum iese. Și am adus și ATV-ul în garaj. Da? Nu are niciun fel de joc la el. Am dat carenele de pe față. Trebuia să-l dau de atunci, dar na, nu m-am gândit. Am dat totul jos și pe astea. Și am scos rezervorul de ulei. Ăla era o problemă. Ăla era o problemă că au băgat ulei de Dacia. Și uite, acum se vede adevărata mizerie. Ce mai e. Și am văzut că la grup aici mai are un bușon de ulei care are geam acolo. Dar pentru asta trebuie să mai dăm o dată cu diluan din ăla pe aici. Curățăm total. Da? Astupăm ăsta de la ulei. Ia uite ce stradiu din ăsta. Ia uite cât ulei a băgat băieții. De Dacia. Sau de ce este. Și uite în ce hal era rezervorul de ulei. Pune, frate, o țandră de ulei aici pe fund. Ei au băgat și au... Nici ăsta nu era băgat. Eu nu știu unde era băgat. Da, n-au înăclăit tot. Bă, prieteni, ia uitați ce fel am făcut. Acum rezervorul e nou-nouț. E nou-nouț. Am spălat și plutitorul. Culisează totul aici, e nou, perfect. Am spălat și mufa, care o să o introducem la loc. Și ia uite-l acum. Pac, frumos, elegant. Nu? No? Mai mare dragul, mai mare dragul. Punem aici undeva. Frumos. Acum să vedem cu ăsta cum facem. Cum îl curățăm pe aici. Foarte, foarte murdar. Ia uite, mai ales în zona asta aici unde a fost bidonul de ulei. N-ai cum așa. E bardaf. Trebuie spălat iar, că nu fac nimic așa. Îi pun fir la fir. Dar stai eu și mă uit, unde e aia de la pompa de ulei, firul? Asta nu-i. Aici ce e? Aici nu-i nimic. Astea-s de la astea. Văd... niciun fir care să ducă la pompa de ulei. Pompă, indicator. Ce mai este asta? O fi pe aici. Undeva. Astea duc la semnalizări, astea duc... în pana mea, în spate.
Nu-l văd acum, dar poate-l văd. Așa, și o să dau și proba jos de aici. Finala. Asta e ca la Linhai, intră cu ștafuitură din aia. Dar mă că e la tobă conul. Și ăsta la altul vine așa. Înțelegeți? E problemă. Vreau să-i fac toba la loc după ce o scutur și o spăl înăuntru, o duc la autogen și-i fac, frate, să-i pun toba la loc. Sau măcar să o tai dreaptă, cumva, să vedem ce-i fac. Uite, fii atent ce fel a tăiat-o, frate. A rupt-o mai mult. Nu știu cum din a tăiat cauciucul, n-a tăiat pe aici, nu știu ce. E belea Alex. Nu văd unde e ăla, mă. O fi prin jos, pe acolo, pe undeva. Nu-l văd eu. Dar o să mă uit după mufa aia altă. Mă, prieteni, am desfăcut aici să mă uit la... Ia uitați, am desfăcut cititorul. Dar, bă, pe partea asta. În ce stil e cititorul? În ce stil e cititorul la acest... La acest motor? Aici e prea curat și acolo e prea praf. Hai să dăm jos aici să vedem statorul cum e. Am desfăcut eu așa, iată, nu mi-am luat eu presă din asta de desfăcut. Stai mă că o desfăceam. Păi nu mi-am luat eu presă, mă, de desfăcut. Păi da, mă ducea mereu la băieții ăia. Dă-mi și mie presa. 70 de lei am luat tot la mine de aici. E medii, nu e din aia mari. Și ziua de astăzi am ajuns cu montajul rezervoarelor de ulei și de... Asta ia uitați cât de decorativ și frumoase. Da? O să montez și capacul aici, dar am vrut întâi să vedem scânteia. Scânteia era foarte slabă, de aceea am schimbat și bobina. Le-am pus una de ATV, de 1.25. Avem scânteie foarte bună, dar din păcate compresia a lăsat de dorit. De aceea am fost și am cumpărat, ia uitați ce am cumpărat, o pereche de segmenți. Ia uitați ăștia segmenții lui. Vedeți în ce stil sunt segmenții lui. Hai să vedeți voi acum cum arată o pereche de segmenți care sunt uzați foarte mult. Asta cum îi zice cilindru, m-am uitat chiar și cu Mia Mihai acolo. Ce vorbești, bă, băiatule, e belea de bun cilindru, dar segmenții îți duș. Au ce distanță are pe ei. Vede? Să-l împing eu o leacă mai încolo ca să-l vadă omul. Să-l vadă omul cât e de... Ia uitați ce fantă mare are. Așa, și am băgat o pereche de segmenți din ăștia acolo la magazin. Ce vorbești, bă, băiatule? Îs original, mai din Japan. Da? Așa. Lăsăm cilindrul lui original. Ia uite. Romat. Ia să vedeți cât ce fantă mică au ăștia. Rămâneți surprinși de fanta de la ăștia. Ia uitați deschizătura aici, frate. Unde mă? Nu te vezi.
Da, pe partea asta, mă, e așa. Cum, Doamne, iartă-mă să arăt, mă, băie. Se vede? E foarte mic, e cât un vârdeac. E cât un vârdeac. Ia uitat. Așa trebuie să fie. Așa trebuie să fie. Dar nu, că ăsta e la vechi. Mă gândeam și eu, și cu asta, frate? Am văzut că are o distanță foarte mare. Ia uitat. E că nu l-am pus la punct. Ia uitat. Se vede? Aici. Ia să punem acum unul din asta. Hai că am văzut că merge așa. Ia uitați. Cât e deschiderea, frate. Ăsta nici benzinul nu-și tragea măcar. Și ăsta e tot ăla vechi. Poate chiar un pe aia bun. Da. Ia uitați. N-ai cum așa ceva. Mari. Ăștia să ia noi. Pac. Așa. Pistonul merge, trebuie curățat canelurile. Și gata. Băi, prieteni, n-am fost mulțumit eu de segmenția aia, pentru că erau... Ăstea avea bolți, pistonul avea bolți pe mijloc, iar alt segment care l-am cumpărat nou era cu deschidere pe margine. Și m-am dus și am luat piston nou și segment nou aici, cu tot cu bolți. De alea. Așa. Și segmenții noi. Ăstea să iei. Nu mai cazi topletii de acolo. Așa, am luat bolți nou, segmenți noi, siguranții noi. Ăștia îi lăsăm de rezervă. Da. Piston de Yamaha, s-a potrivit. Da. Mișto. Păi da. Totul montat, totul... Absolut belea merge. Bă, prieteni, ce-am făcut eu? Mi-am rupt cheia. Când am vrut să-i desfac platoul, mi-am rupt cheia. A pocnit o ureche de asta și am făcut alta din platban mai gros. Pur și simplu asta a pocnit. A cedat. Ia uite. Și ea tot n-a vrut să desfacă. A cedat-o din asta, asta l-altă s-a lungit, un material foarte prost, dar eu am făcut ceva durabil. Bineînțeles, n-am avut asta în părți să le... n-am avut din asta să stau să le rotunjesc, dar am zis cu alte ocazii. Ia băi, băi, ia, ce-l mergeți voi. Băi, băieți, deci nu mai pui. Un succes, băi, un succes nebun!
un succes nebun. Trebuie reglat acum puțin aerul, puțin aia, puțin... Gata. Am plecat, că mă duc, mă așteaptă soția să o iau de la servici și ne auzim.